și-a abandonat copilul de doar 4 ani pe stradă pentru că era obraznic și nu o asculta. Vorbim despre o femeie de 29 de ani din Mangalia. Polițiștii l-au găsit pe băiat singur și dezorientat pe o stradă din orașul Galați. La câteva ore bune au dat și de mamă într-o comună la 10 de kilometri distanță. Femeia își va petrece noaptea în arest, iar mâine va fi dusă în fața judecătorilor. Cu cătușe la mâini, așa a ieșit de la audieri mama care și-a abandonat în stradă copilul de numai 4 ani. De ce te-a abandonat copilul? Nu ți-a fost milă de el? Nu mai vrei înapoi? L-a lăsat acolo. Era așa obraznic. Nu ți-a fost milă să luați în stradă? Femeia a fost reținută pentru 24 de ore. Totul a început de dimineață, când un copil de 4 ani a fost găsit singur și dezorientat pe o stradă din Galați. Nu știa exact unde stă și nici cum îl cheamă. Aproape de lăsarea serii, polițiștii au găsit-o și pe mamă, într-o comună din județul Galați. Femeia în vârstă de 29 de ani, domiciliată în Mangalia, județul Constanța, și fără forme legale în comuna Cudalb din județul Galați, s-a deplasat în cursul zilei de astăzi în municipiul Galați, unde, pe strada Siderurgiștilor, în dreptul clădirii cunoscută sub numele de Casa Roșie, și-a abandonat propriul copil. Mama și-ar fi lăsat copilul pe stradă pentru că este obraznic, o lovește și nici nu are bani să-l crească. În plus, nici mama ei nu-i oferă ajutor, motiv pentru care a și plecat de la Mangalia, susținea femeia. Aceasta a precizat că și-a abandonat copilul deoarece nu are resurse financiare pentru a-i asigura buna creștere și pentru faptul că mama ei este foarte agresivă atât cu ea cât și cu copilul, cu ea în prezența copilului, iar ea nu poate să-l mai crească pentru că copilul manifestă un comportament agresiv față de dumnea ei, o lovește. Copilul a ajuns acum în grija asistenților sociali de la Protecția Copilului Galați. De la momentul în care am fost sesizați cu privire la această situație, copilul a fost asistat tot timpul de un psiholog împreună cu un asistent social. În acest moment, copilul a fost preluat în regim de urgență și este plasat la un asistent maternal profesionist. După ce își va petrece noaptea în arest, mâine, mama care și-a lăsat copilul în stradă va ajunge în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.